Ziua, dragii mei! Eu sunt Camelia și astăzi vă prezint această salată bio, simplă, bună, gustoasă. Sper să vă placă! Pentru salata noastră bio o să avem nevoie de 130 de grame de morcov fiert, 300 de grame de cartofi fierți, 180 de castraveți murați la oțet, 200 de grame de piept fiert, 100 de grame de sare și piper. Acum o să tăiem bucățele pieptul nostru de pasăre și o să-l punem într-un bol. Am tăiat mărunt și morcovul. Punem și cartofii. Punem și castraveții. Adăugăm sare. Piper. Amestecăm totul. Acum adăugăm și maioneză și amestecăm. Salata bio este gata. Ia uitați ce bine arată. Acum o să o punem pe un platou. Am pus-o pe un platou și acum o să o așezăm așa bine. Am așezat salata bio pe farfurie. Acum o să punem maioneza deasupra. Cu o furculiță am dat aceste forme, ținând furculița aici și răsucind, ia uitați așa. Am tăiat morcovul bucățele și o să aplicăm așa, din loc în loc. Așa. O să așezăm una și în mijloc. Și o să așezăm așa, de jur împrejur aici. Uitați. Și 5. Salată bio. Cea mai bună salată bio. Super, super delicioasă. Sper să vă placă rețeta. Este simplă. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă pup dulce pe toți. Și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Pupici!